Bună ziua, vă zicem și în primul rând ne dați voie să vă mulțumim în primul rând dumneavoastră pentru reflectarea activității fracțiunii Partidului Liberal în Parlament și în ultimul rând să mulțumim cetățenilor care au votat în 2014 pentru Partidul Liberal. Ce nu s-ar spune, ce nu s-ar vorbi, eu ca președinte a fracțiunii și împreună cu colegii, considerăm că noi am îndeplinit angajamentele asumate în fața cetățenilor în timpul campaniei electorale și n-am încălcat nici o iotă din ceea ce am promis. Votul pentru Partidul Liberal a fost dat în 2014 și nu doar numai în 2014, începând cu 2009, pentru două cauze importante care ambele sunt legate de viitorul nostru. Primul a fost Direcția Europeană, Integrarea Uniunii Europeană și Unirea Republicii Moldova cu România. Și într-un caz și în altul, noi am respectat angajamentele asumate și votul celor care au votat. Dacă unii au dat crezare unor oponenți politici, oportuniști, oligarhi, trădători, că am avut de toate și de toți și astăzi avem. Asta e problema lor. Noi nu avem de ce să ne fie rușine, n-am trădat, n-am furat, am lucrat așa cum am putut, reșind din puterea pe care am avut-o, adică voturile, funcțiile și capacitatea noastră de a rezolva problemele. Dacă am fi avut noroc de foștii colegi de alianță, sunt sigur că astăzi cetățenii ar fi avut o altă viață, n-am fi compromis cursul european, am fi avut relații bune și astăzi cu partenerii noștri externi și, în primul rând, cu Uniunea Europeană și, în ultimul rând, și simpatia și respectul celor care au votat pentru cursul european. Dar, din păcate, noi am avut și în stânga și în dreapta colegi cu interese mai mult materiale decât interesul cetățenilor. Și astăzi nu mai avem acel respect. Partidele pro-europene, începând cu 2019 până în 2018, din cauza că s-a furat miliardul, s-a instaurat dictatura. Noi, fracțiunea Partidului Liberal, nu avem nici o iotă, cum să spunem, cu tot ceea ce s-a făcut rău, nici cu furtul miliardului, nici cu instaurarea dictaturii. Pe perioada cât am fost noi la guvernare împreună, n-a avut loc nici furtul, nici dictatura. Miliardul s-a furat atunci când noi am fost scoși la guvernare, în 2013, vă amintiți, guvernare minoritară cu susținere comuniștilor și dictatura instaurată de când în locul PL-ului au venit în majoritatea parlamentare 18 deputați din PLDM. Și atât aici e problema noastră, că dacă PLDM-ul rămâne la guvernare în 2016, când ne-am asumat noi deblocarea crizei politice și financiare, Plăcădniuc n-ar fi avut puterea pe care o are. Ar fi fost 35 de mandate PLDM și 20 doar PLDM. Pe când, dacă aceștia 18 au trecut, puterea o are azi Plăcădniuc. Consider cele mai mari realizări a fracțiunii noastre obținerea acordului de asociere și a liberei circulații și ratificarea acordului în Parlament, ceea ce a adus miliarde de euro în investiții în Republica Moldova, 100 de milioane de euro venite din partea României
prin acordul semnat de mine cu președintele de atunci, Traian Băsescu, ceea ce a dus la reparație peste 1000 de grădiniți în Republica Moldova. Și în ultimul rând, acele miliarde de euro și dolari care au venit pentru susținerea Republicii, democrației și reformei Republica Moldova. Dar, cum spuneam, n-am avut noroc de colegi de alianță. Dacă să vorbim în genere despre activitatea partidului sau a fracțiunii, mai bine zis, păi trebuie să luăm și activitatea mea ca președinte Parlamentului și președinte interimar, a miniștrilor. Aici vreau să spun că anume în problema aceasta națională, noi suntem partidul care nimeni nu poate să se compare cu rezultatele noastre. Începând lupta de la limbă și alfabet, am ajuns până la ceea că am obținut ca limba pe care o vorbim noi, oficial, să fie recunoscută de Curtea Constituțională limba română și nu așa cum o promovează sateliștii Federației Ruse. Am semnat decret cu privire la ziua de 28 iunie, ziua ocupației. Am desecretizat arhivele, adică crimele săvârșite împotriva românilor basarabeni, moldoveni, în perioada Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, de către KGB-ul și NKVD-ul bolșevic, ceea ce timp de 20 de ani până la mine au fost ascunse, ținute în secret, în beciurile unde au fost omorâți mii de oameni. Am condamnat crimele comunismului. Primul decret al meu a fost anularea hotărârii guvernului sau suspendarea ei, care interzicea trecerea liberă a fraților noștri peste Prut în Republica Moldova de către regimul comunist. Nu pot să spui că noi n-am făcut ce ține de al doilea angajament, unirea cu România, nimic în problema aceasta. Asta o spun doar oponenții invidioși, neîmpliniți, mă scuzați de expresie. Noi am făcut tot ceea ce a fost posibil. În Parlament am promovat foarte multe legi și hotărâri. Dacă să ne referim iară la problema unirii cu România, noi suntem fracțiunea care am propus ca 27 martie să fie declarată ziua unirii, fiindcă atunci s-a făcut unirea și sfatul țării din Basarabia a dat start unirii tuturor pământurilor românești. După, știți că după asta a urmat Bucovina, apoi Transilvania și astfel s-a format România Mare. Am cerut să votăm declarația de unire, iarăși am fost respinși. Am, prin proiectul de lege, am 27 martie proclamarea zilei unirii, 7 aprilie și a fost acceptată ziua libertății. 27 aprilie, iarăși proiectul nostru, ziua tricolorului. Adică tot ce aici ține de simbolurile naționale și de adevărul istoric, de adevărul lingvistic, de tradiții, de tot absolut, noi liberalii, cu toate opunerile pe care le-am avut în cadrul alianței către colegii, noi le-am rezolvat. Fie prin decret, fie prin unele proiecte de lege, fie prin sesizări la Curtea Constituțională. La Curtea Constituțională au avut câteva sesizări foarte importante. Una ce sunt de neutralitate. Cu toți cunoaștem că pe Constituție suntem stat neutru, dar cu prezența armatei ruse. Și aici noi am obținut un rezultat prin care și Curtea Constituțională a spus că ilegal stă armata rusă pe teritoriul nostru și plus că în caz de o agresiune militară împotriva statului Republica Moldova, Republica Moldova poate cere ajutor de la alt stat, ceea ce depășește prevederea în Constituție. Că dacă ești stat neutru, înseamnă că nimeni are dreptul să se amestece în treburile interne și să cheme ajutor din partea cuiva. Am pus punct și faptului că limba rusă, unii consideră că este limba rusă, este limba de comunicare, chiar dacă vă amintesc și cazul cu polițistul, cu șoferul din Găgăuzea. Acea lege este veche, este adoptată perioada unii sovietici și ea se referea la limba rusă de comunicare între
fostele republici și a Unii Sovietice. Republica RSM Moldova, Georgia, Ucraina, Belorusia, dar nu în teritoriul Republicii Moldova. Deci limba oficială este limba română, la fel și limba de comunicare între cetățenii Republicii Moldova, indiferent de etnie, este limba română. La fel este rezultatul Partidului Liberal. Avem și la nivel de participare noastră în cadrul delegațiilor rezultate ca membri a unor delegații. De exemplu, pentru prima dată în adunarea parlamentară NATO, la propunerea mea, a fost acceptat în raportul principal a Comisiei al noi parlamentare NATO că trebuie schimbat formatul 5, nu, forță pacificatoare rusă în forță pacificatoare internaționale. Nicăieri nu figurează decât în cadrul pe NATO la propunerea mea ca șef a delegației. La fel acolo am obținut și retragerea armatei ruse, cu toate că avem și hotărâri de la Istanbul și mai e și hotărârea adunării parlamentare a Consiliului Europei de prin 2005-2006, tot la propunerea mea de retragere mate ruse, și anul acesta, la propunerea colegului nostru Ion Casian, OSCE încă o dată a amintit Federația Rusă, adică a acceptat amendamentul nostru că Federația Rusă trebuie să-și retragă armata de pe teritoriul Republicii Moldova, cu atât mai mult că este declarat teritoriul stat neutru și este armată de ocupație. Cred că totuși, reșind din frica care astăzi există în cetățenii noștri, cei care consideră că viitorul nostru este în unirea cu România și în integrarea Uniunii Europeană, este faptul că în 2016 noi, Partidul Liberal, ne-a asumat riscul de a menține cu pierderea imaginii peleului și a noastră fiecare în parte, de a menține acest curs european. Că dacă nu era peleul, Republica Moldova astăzi ar fi fost guvernată de partidele pro-rusă și la sigur că astăzi nu mai vorbeam noi de o perspectivă integrare europeană, așa cum pledează azi multe partide pe dreapta. Cel mai important este că am readus încrederea Republicii Moldova în fața partenerilor europeni după furtul miliardului și Republica Moldova a început să primească din nou susținere financiară. Dar asta s-a întrerupt odată cu instaurarea dictaturii lui Plahotniuc și aici peleul, cum am spus, nu are nicio vină. Trebuie să răspund la cei care fac parte azi de majoritatea parlamentară. Noi peleul nu mai facem parte din această majoritate. Avem și proiecte care au fost respinse, de exemplu, apoi forate, să spunem mai bine zis, de exemplu, cu gropele de împrumut pentru construcția drumurilor. Când am înaintat noi proiectul, PD-ul l-a respins. Mai târziu, guvernul a venit și a propus acest proiect din partea sa, mot-a-mo, dar Iuri Chirinciuc, colegul nostru, a fost arestat anul pentru asta. Avem proiectul lui domnul Brega, care ține de obligația ca magazinele comerciale, supermarketele astea mari, să fie obligate să cumpere 50% din producția autohtonă, adică să susținem producători autohtoni. La fel, PD-ul a refuzat, peste un timp a venit guvernul și au promovat acest proiect. Avem un proiect prin care noi am vrut să rezolvăm problema ce ține de reducere prețurilor înaintate de colega noastră Alina Zota. Și iarăși la fel a fost respins. Și aici considerăm că era un lucru bun dacă se accepta acest lucru. Am văzut că odată ce PD-ul nu poate lua primăria prin mod democratic, prin alegeri, n-a vrut să nu poate lua, a lăsat în vigoare și noi astăzi avem în toate 5 sectoare Chișinău primari și consilii locale.
Noi am cerut ca aceste norme introduse de comuniști să fie anulate, fiindcă noi trebuie să reducem din numărul funcționarilor publici și cheltuieli, fiindcă nu ne ajung pentru pensii, salarii și copii, dar PD-ul n-a dorit. Ceea ce înseamnă că ei, la legile următoare, speră că vor câștiga pe sectoare, de exemplu, Botanica, Rășcani, unde numărul alegătorilor sunt mai mult de stânga pro-rus decât pro-european. Am promovat legea cu privire la interzicerea pungilor de plastic. S-a votat, dar în lectura a doua, majoritatea parlamentară, ce adresă și-a făcut, a exclus sancțiunile. Și astăzi nimeni nu poate fi sancționat și nimeni nu vor scoate aceste pungi plastic din toate magazinele. Poftim? Din uzul comercial. Fiindcă nu sancțiuni, n-ai ce face. Dar asta ne întrebăm. De ce au făcut acest lucru? De ce au exclus sancțiunile? Deci înseamnă că au înțeles că lipsa sancțiunii înseamnă, de fapt, lege moartă. Ca și cu votările azi în prima lectură. Oferim indemnizații la Paște, oferim indemnizații copiilor, dar doar în prima lectură. Adică, cum am zis, le dăm și nu le dăm. Așteptăm până vom da în lectura a doua. Este campanie electorală și sigur că aceste două proiecte le-au introdus pentru a amăgi lumea și pentru a reaminti din nou cetățenilor cât de mult au făcut ei în trei ani de zile. Trei ani de zile, adică chipul că numai ei au fost. Ei sunt la guvernare și dacă nu eram noi liberale nici după alegeri din 2014, nici după în 2016, rezultatele erau cu toate altele, fiindcă numai cu prezența noastră la guvernare au fost relații bune cu partenerii noștri europeni. Această laudă și cuvântul lor că ei sunt generoși se bate cap în cap cu faptul că dacă e atât de bine și atât de majorări bune sunt, de ce pleacă peste 100 de cetățeni zilnic din Republica Moldova? De ce să ne bucurăm noi când dăm 500 de lei o indemnizație înainte de Paște, când datoria Republicii Moldova s-a ridicat la 52 de miliarde? Asta înseamnă un buget anual. Un buget anual, pe un an întreg. Și noi de aici îmblăm și ne lăudăm. Asta iarăși sunt manipulări cu cetățenii în timpul campaniei și până la campanie. Într-un cuvânt, ca să închei, să nu vorbesc mult, stimați cetățeni, noi vă mulțumim încă o dată pentru votul acordat. Noi ne-am îndeplinit, consider, angajamentele. Ceea ce nu s-a făcut înseamnă că nu-i vina PL-ului. Și vreau să închei cu aceea că cine n-ar fi la guvernare în această republică, chiar dacă nu s-ar fura miliardele, corupția s-ar reduce la un nivel minimum, nu are de unde acest stat să ridici nivelul de trai, să majoreze astfel pensiile, salariile, indemnizațiile pentru copii, locuri de muncă, pentru că Republica Moldova nu are o economie care să producă. Banii vin din producere. Când vinzi, atunci ai bani. Și această problemă poate fi rezolvată doar numai prin unire cu România. De aceea și noi, indiferent de poziția colegilor din Alianță, care erau împotrivă, că vă amintiți că ei au fost împotriva decretului privind la declararea zilei 28 iunie, zi ocupației, și au făcut tot posibil ca curtea să declare neconstituțional decretul semnat de mine ca președinte primar, cu toate că în acel decret era prevăzut și retragerea armatei ruse. Dar în Constituție scris că nu poate să afle o armată străină în teritoriul nostru. Ce era neconstituțional în acest decret? Deci, cu toate acestea, noi am reușit. Și consider că astăzi faptul că avem la 30% de cetățeni care pledează pentru unire, în mare măsură este munca și consecvența Partidului Liberal. Vă mulțumesc și doresc ca la 24 februarie să faceți alegerea corectă, stimați cetățeni.
Alegerile nu este, nu sunt o joacă de fotbal care ai pierdut-o duminică asta și peste o săptămână ai să te gândești că ai să o recuperi. Ai să câștigi tu deja meciul. Meciul de fotbal are loc odată în 4 ani. Și dacă ai pierdut acest meci, înseamnă că ai pierdut 4 ani de zile. Gândiți-vă foarte bine cum să votați. Susțineți democrația. Fără democrație nu poate fi bunăstare, nu poate fi dreptate, nu poate fi libertate, nu poate fi educație pentru copii, nu poate fi sănătate pentru toți, nu poate fi unirea, nu poate fi integrarea în marea familie europeană la acele valori pe care cu greu le-am obținut. Votați unirea. Votați pentru cei care promovează unirea. Aici este adevărul și istoric și a zilei de azi. Dacă vrem să avem măcar câteva zile sănătoase, frumoase, limpede, copii sănătoși, atunci doar unirea și numai unirea. Și nu pentru că o vor liberale sau Mihai Ghimbu. Aceasta este realitatea. Aceasta este realitatea. România ne-a depășit cu mult pe noi. Are economie, produce de 10 ori PIB-ul e mai mare decât noi, decât la noi. Și când ne amintim că în anii 90 era cam egal. Era la, îmi pare că și mai puțin la noi, dacă vă amintiți că atunci toți făceau business, vindeau frigidiere, televizoare, obloane, polonele, ce doriți, furculiți, linguri, țin minte că odată era învinuit prim-ministru că se vând furculițele din Republica Moldova peste prut. Mircea Druc atunci era învinuit, țin minte la o ședință în Parlament din 90. Și da, azi România, da, pleacă și de acolo lume. Oamenii tot timpul vor pleca. Vor pleca unii mai bine, un salariu mai mare, dar vor pleca pentru la 2000 de euro să câștigă genul cu 1000 sau 1000 de euro să mai câștigi 500. Dar nu pleacă de sărăcie cum pleacă de la noi. În România, pensia și salariul care îl are cetățanul îi permite să aibă o viață fără ca să întindă mâna și să aștepte pomeni cum sunt azi lectura întâi, ieri, electorale și așa mai departe. Să vină șor, să fure miliardul, să le dea câte un crem vorșc sau să umble pe deu cu sacul, cu varză, cu cartofi, că am văzut și așa ceva. Mă gândeam la început că a început să crească varza și cartofi la noi iarna, când am văzut ce fac PD-ul prin teritoriu. Cam atât am vrut să vă spun. Și ultima. Niciodată nu s-a construit un viitor sănătos, o viață sănătoasă bazată pe minciună. Dacă casa care vrem să o construim are fundament trainic, atunci casa va rezista. Dar dacă casa are în loc de cărămidă sau de beton, are un fundament din nisip, atunci casa se va răuna. Minciuna, din păcate, astăzi și hoția a devenit s-a urcat în capul mies. Mi-amintesc în perioada sovietică era așa o vorbă printre oameni că într-un colhoz a venit un președinte, un om, și a zis că de azi înainte s-a terminat, că să mai îmblați cu geanta de la toc, de la pideal. Gata, toți ați muncit salariul și gata. Și peste un timp s-au adunat din vorbă în vorbă și l-a dat președintele jos. O să mai bine să avem unul președinte care fură cu vagoanele, dar măcar și noi să luăm cu sunca. E cam așa e la moldoveni azi. Adică șorul e bun cu frat miliardul, dar le dă și lor. PD-ul e bun, că ia cam mult, dă 200-500, Dodonă e bun, că le promite 500 de euro salariu, de unde? Că chipurile o să lucreze lumea Moscova. Stimați cetățeni, o putere care vă stimează și vă apreciază nu manipulează cu minciuna. Spune care este adevărul și face ca dumneavoastră trăiți bine. Nu prin vorbe, dar prin fapte. Viața arată că e mare diferență între ceea ce vă spun ei și ceea ce aveți dumneavoastră. Așa că uniți pentru unire. Mulțumesc și ofer cuvântul domnului Roman Boțan. Mulțumesc, domnule președinte, stimați cetățeni.
Deputații fracțiunii Partidului Liberal întotdeauna au fost și sunt la straja adevărului, a democrației și au reprezentat cu demnitate uniuniștii din Republica Moldova în Parlament, în organul suprem. Noi am avut mai multe proiecte legislative și ca să nu vorbesc doar în cuvinte, o să vă dau exemplu că atunci când a fost problemă cu școala din românească din Aluatu, o școală care este unică în acel teritoriu, noi am fost alături. Atunci când cetățeni turci, din punctul nostru de vedere ilegal, au fost expulzați din Republica Moldova, noi am cerut constituirea de comisii de anchetă. Atunci când a fost privatizat Air Moldova, compania de stat, noi am cerut să fie constituite comisii de anchetă. Atunci când s-a încercat promovarea de legi naționale, eu personal în calitate de președinte al Comisiei Securitate Națională, în semn de protest mi-am depus demisia. Atunci când au fost promovate proiecte care nu țin de interesele naționale, cum ar fi cazul unor tendințe de separatism în Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia, noi am făcut un proiect de declarație cu privire la condamnarea acestor acte de instigare la separatism. Noi am inițiat proiectul de lege de denunțare a acordului cu CSI. În calitate de reprezentanți ai uniuniștilor în Parlament, noi am inițiat proiectul de lege privind declarația de unire a Republicii Moldova cu România, care, bineînțeles, din punctul nostru de vedere, dar și din punctul de vedere al majorității, foarte mulți cetățeni din Republica Moldova, este soluția pentru ca Republica Moldova să meargă înainte și să se alăture familiilor de state europene, fiind parte a României Mari. Noi am fost consecvenți, am fost întotdeauna alături de cetățeni, iar deputații noștri s-au aflat mereu în teritoriu, în fiecare zi, în când era programată aceste audiențe. Acest lucru l-am făcut și eu. De asemenea, am lucrat pentru autoritățile publice locale, pentru a fortifica autonomia publică locală. Din păcate, unii au folosit aceste proiecte ale noastre și au deturnat scopul lor în favoarea lor, cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul primăriei municipiului Chișinău, unde candidați chipurile independenți, de fapt afiliați unui partid politic, Partidului Democrat, au deturnat lucrurile și lucrurile bune care urmeau să se întâmple conform programului electoral al primarului Dorin Chertoacă. Eu vreau să mă adresez cetățenilor care au demnitate. Astăzi, în Republica Moldova nu se mai pleacă, cum spunea domnul președinte Ghimpu, doar din cauza sărăciei. Astăzi, în Republica Moldova, tinerii pleacă inclusiv din cauza că domnește o atmosferă apăsătoare. O atmosferă care vine din momentul când socialiștii împreună cu democrația au adoptat sistemul electoral mixt, care este un atentat, din punctul nostru de vedere, la adresa democrației, fapt pentru care am și contestat acest sistem la Curtea Constituțională. Oamenii pleacă din Republica Moldova deoarece această presiune nu apasă doar asupra veniturilor lor proprii. Această presiune apasă asupra democrației în Republica Moldova. Pentru că democrația în Republica Moldova în acest moment este în pericol. Imaginați-vă că un primar din cea mai mică unitate teritorială administrativă din Republica Moldova este ales în două tururi și este ales de majoritatea. Iar într-o circumscripție, un deputat ar putea fi ales cu 1000 și ceva de voturi dintr-un singur tur. Și câștigă cel care dispune de cele mai multe resurse administrative, de cel care împarte pomeni electorale. De folosirea resurselor administrative am văzut și astăzi în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, când domnul Candu la tribuna Parlamentului și lauda partidul din care face parte. Ceea ce CECO ar trebui, de exemplu, din punctul meu de vedere, să autosizeze în acest sens. Stimați cetățeni, noi reprezentăm vocea generației care crede în mai bine, vocea generației care luptă cu demnitate pentru unire. Vă chem pe toți cei care aveți demnitate să fim împreună pentru unire. Vă mulțumesc! Da, domnul Ion Apostol. Stimați cetățeni, astăzi am ajuns la acest sfârșit de mandat. Vreau să spun că aveți în fața dumneavoastră colegii mei, colegii deputații Partidului Liberal, care în pofida tuturor greutăților, presiunilor care au fost aplicate asupra noastră, am rezistat, nu am cedat,
Am rămas fideli promisiunilor noastre electorale, cetățenilor. Nu ne-am vândut, nu ne-am curvit. E păcat că acest Parlament, care a început în 2014, fără Partidul Liberal, a terminat-o atât de trist, fiindcă Republica Moldova este un stat, în afară de faptul că este un stat capturat, acum este de fapt un stat mafiot, unde nu mai acționează instituțiile statului, nu mai este separarea puterilor în stat. Acest lucru l-am spus și în repetate rânduri, și în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, în care fac parte, și în cadrul platformei Euronest la Bruxelles, și în cadrul altor foruri și în întâlnirile nenumărate cu reprezentanții OSCE și altor foruri internaționale. De aceea fac apel și acum aceste alegeri care vor avea loc în baza unui votului mixt nu mai sunt alegeri, de fapt. De fapt, va fi o votare. Alegerile, de fapt, nu mai sunt relevante pentru această situație. Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă un singur lucru. Atunci când deputații se vând pe bani, atunci când ei deja trec de la un partid la altul, acesta nu mai este un stat, acesta este o dictatură. Și acum, în aceste alegeri, să dăm un vot de blam acestei guvernări a Partidului Democrat, care este un cancer pe trupul Republicii Moldova. Să înțelegem un lucru, că ne aflăm în cadrul unui război hibrid, unde o parte a guvernării spune că este pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, altă parte cu socialiștii în frunte pledează pentru aderarea la Uniunea Vamală, și a treia parte, care este criminalul ușor, care corupe cetățenii Republicii Moldova, profitând de situația foarte grea în care se află cetățenii noștri. Trebuie să înțelegem un lucru, că doar Partidul Liberal este acea forță care pot să pună stabilă acestei guvernări corupte. Să nu uităm că și nu toată opoziția din Republica Moldova este ceea care se dă drept luptătorii pentru adevărata democrație în Republica Moldova. De aceea eu chem toți cetățenii Republicii Moldova și cei din diasporă să conștientize faptul că aceste alegeri nu sunt relevante. Votul cetățenilor nu va fi, și orice mandat nu va fi unul reprezentativ, fiindcă diaspora, având foarte mult cetățeni peste hotare, vor avea doar doi reprezentanți. Unii deputați vor ajunge în Parlament doar în baza câtorva mii de voturi, alții vor avea în spate peste 10.000 de voturi. De aceea vreau să exprim această indignare și chem tot cetățenii Republicii Moldova să fie foarte activi în aceste alegeri, ca să dăm un vot de blam acestei guvernări. Vă mulțumim! Domnul Valerian Bijan. Stimați cetățeni, astăzi la un post de televiziune am fost întrebat ce voi face eu, deoarece nu candidez pentru următorul Parlament, de a fi deputat și cu ce mă voi ocupa. Stimați cetățeni, eu o să mă ocup de fapt cu ceea ce m-am ocupat și până acum. Voi promova unirea pe toate căile posibile legale, care sunt împreună cu colegii liberali, cu actualii deputați, cu viitorii deputați și cu toți cei care sunt și gândesc românește. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Atent. Încă un lucru am vrut să mi-a uitat să menționez, foarte important ce am făcut noi liberalii. Descentralizarea fondului rutier până, chiar și în perioada noastră, împreună cu AE1, AE2, la propunerea domnului Iurie Chirinciuc, am oprit acea practică care punea primarii să alerge cu mâna întinsă spre președintele raionului la guvern ca să obțină bani pentru a face ceva în sat. A repara un drum, a curăță iarna drumul. Într-un cuvânt, în baza legii promovate, și cu greu, nu simplu a fost, discuția am avut mult în cadrul coaliției, oricum a denumit legi, astăzi localitățile noastre primesc bani centralizat datorită liberalilor, reieșind din numărul cetățenilor. Cu 115 lei pe cap de locuitor. Eu cred că asta este un lucru foarte important. Asta înseamnă întărirea independenței primarului și autonomiei locale.
Acum vă rog dacă aveți întrebări. Dacă nu aveți întrebări, văd că sunteți obosiți. Încă o dată vă mulțumim și dumneavoastră și cetățenilor. Și nu uitați, salvarea noastră e unirea cu demnitate pentru unire, cu demnitate pentru neam și țară, împreună cu liberalii. O zi bună!